Partidul Socialiștilor, conform deciziei luate la Consiliul Republican, ori merge în coaliție cu blocul acum, ori începe să se pregătească pentru alegerile parlamentare anticipate. Nu vor exista negocieri cu Partidul Democrat. Despre acest lucru a anunțat președintele Igor Dodon la o emisiune TV. Socialiștii nu pot să se așeze cu democrații și să înceapă negocierile. Dacă există o astfel de propunere, Consiliul Republican ar trebui să se adune și să ceară opinia oamenilor din regiuni. Dar nu cred că acest lucru este posibil. Prin urmare, nu vor exista negocieri nici în culise, nici oficiale, a spus Igor Dodon. Totodată, președintele este de părere că șansele evitării alegerilor parlamentare anticipate sunt tot mai mici. Potrivit șefului statului, în cazul alegerilor anticipate, acestea vor fi organizate în toamnă și aceasta înseamnă că până la anul nou nu vom avea o conducere. Teoretic, un parlament funcțional va putea fi format doar la începutul anului viitor, a declarat Igor Dodon. De asemenea, el consideră că alegerile parlamentare anticipate pot schimba raportul de forțe actual din țară. Nu sunt de acord că alegerile anticipate nu vor schimba nimic. Există factori interni și externi care pot influența semnificativ rezultatul votului cetățenilor. Printre factorii interne sunt nemulțumirea tot mai mare a oamenilor față de criza politică, lipsa unei guvernări funcționale și creșterea prețurilor, a declarat președintele. Referindu-se la alegeri locale, Igor Dodon este convins că în anul curent acestea nu vor avea loc, deși atribuțiile aleșilor locale expiră la 14 iunie. Conform legislației, data alegerilor locale este stabilită de Parlament, care trebuie să facă acest lucru cu cel puțin 60 de zile înainte de alegeri. Noi nu avem un parlament funcțional. Nu are cine să numească data alegerilor. În această situație nu vom avea alegeri locale în acest an. Acestea ar putea avea loc la mijlocul anului viitor, a mai precizat Igor Dodon.